Metrou. A. Ce faceți cu metroul ăla? Că nu se mai poate călători cu metroul. Eu, mai ales pe temperaturile astea, pe o aglomerare la ore de vârf. Păi hai să... Nicușor zice că îl vrea, îl dați? Da. Da? Da. Da. Și firea voia. Cu o singură condiție. Să discute, să fie în stare să prezinte un sistem integrat de transport pe București. De aceea eu sunt de acord, spre deosebire de alți miniștri care au fost la transportul. Gabi Firea a vrut metrou și da. Nu la... l-a dat. Și Sorin Oprescu a vrut dat să... Și Sorin Oprescu a vrut să, să ia metrou și miniștrii din acea perioadă n-au vrut să-l dea. Eu sunt dispus să fac acest lucru tocmai fiindcă sistemul integrat de transport din București trebuie privit în ansamblu cuprinzând Metrorex-ul. Nu poți să rup Metrorex-ul de acest sistem integrat. În campanie, dacă l-auzeam pe domnul Nicușor Dan, care mai nu e ascuns, nu mai au nimic, vorbea de acest sistem integrat de transport, dacă vă aduceți bine aminte. Acum se pare că a uitat. Eu sunt dispus la orice soluție așa, care e benefică bucureștenilor sau celor care folosesc. Că sunt mulți care sunt de afara Bucureștiului și folosesc sistemul de transport public din București. Dar nu pot să nu fac o radiografie în acest moment la Metrorex. Anul 2021 a însemnat un an dezastru pentru Metrorex. Iarăși sumarea... Nu l-a rezolvat Drulă cu Ranga? Ranga e de imagine. Dar două lucruri și să vină să contrazică public ceea ce spun eu. Dacă domnul Drulă este singur, este singurul an în care Metrorex-ul n-a avut buget aprobat. Cum e posibil așa ceva, să n-ai buget aprobat? S-a terminat anul 2021, s-a terminat anul și ei n-aveau buget. Și doi, la sfârșitul anului 2021, datoriile Metrorex, sub înalta coordonare, așa, datoriile Metrorex către compania care asigură mentenanță erau de aproape 200 de milioane. Uh-huh. Facturi neplătite, iarăși, sub înalta competență. Faptul că acea companie a venit pe parcursul acestui an și a spus, dom'le, încercați sau ai plătiți-mă ce am prestat în 2021 și domnii de atunci nu mi-au plătit, se reflectă în disconfortul bucureștenilor din această vară și în reducerea frecvenței garniturilor de metrou. Deci nu poate să vină cineva acum să spună, noi am fost cu Ranga, am dat așa un chioșc două jos, dar n-am avut buget, n-am plătit nimic și suntem tineri frumoși și liberi. Nu, asta este o situație. Să fiu contrazis public. Da. Am făcut rectificare de buget. Așa. Am venit cu anumite sume care să meargă spre Metrorex. Rectificarea a fost săptămâna trecută. Dar țin să menționez un lucru. Să știți că această soluție nu poate să continue la nesfârșit. De fiecare dată acest șantaj de tipul, domne, avem disconfortul bucureștenilor, care este real și îl regret, da, versus veniți să-mi dați bancă, n-am ce să fac, nu mai funcționează mult. Și această companie trebuie să înțeleagă într-un final, nu cu Ranga, că nu așa se rezolvă lucrurile, că trebuie să se așeze și să privească lucrurile altcumva. Sigur că în toată Europa transportul public nu e o activitate care să aducă venituri extraordinare celor care o coordonează, dar nici nu poți de fiecare dată să fii într-o zonă din asta de libertate și într-un final las că vine guvernul și plătește aceste minusuri. Nu. Și aici, că tot am închis mai devreme discuția cu Taromu. Nu, că putem să o redeschidem. Că mai am. Acest Metrorex e public deja. Cred că până undeva la jumătatea lunii septembrie e pe site-ul Metrorex, se depun CV-uri și aplic 109. Și am terminat cu toate discuțiile de care spuneați dumneavoastră mai devreme. Metroul de la Cluj se mai face sau a fost doar o butaforie de campanie? Nu, se face. Se face, că e pe PNRR, nu? Bineînțeles. Sunteți în coordonare cu domnul Boc? Să știți că am discuții dese cu Emil Boc pe acest proiect. Păi da. Pentru că, sigur, e gestionat de către Primăria Cluj, dar e pe axa noastră de transporturi și cât de cât există o coordonare între minister și Primăria Municipiului Cluj.
Ia uitați, îmi scrie cineva, domn ministru, apropo, că bine că își face aeroportul din Timișoara, terminal cargo, și Tarom-ul desfințează structura de cargo. Acum, acolo, dezvoltarea pe aeroportul din Timișoara, pe zona cargo, e absolut necesară. Eu n-am nimic să vină Tarom-ul să investească pe zona. Din ce bani? Exact. Da. Așa, metroul de la Cluj. Ultima discuție am avut-o la începutul săptămânii cu domnul primar Emil Boc. Și ce mai zicea? A mai informat despre faptul că licitația pe care a demarat-o și care e gestionată de către primăria municipiului Cluj se află într-o situație un pic de blocaj. De ce? Pentru că indicatorii tehnico-economici aprobați conform legii undeva la începutul anului ar trebui actualizați. Știm cu toții că în această perioadă prețurile la materialele de construcție au crescut foarte mult și m-a întrebat dacă sunt de acord să suspende o perioadă această licitație, să reactualizăm acești indicatori, pentru că, repet, indicatorii sunt dinainte de aceste creșteri și pe aceea să o reluăm, sigur că am fost de acord. Dar care e termenul de execuție al lucrării? Că mi se pare că e asumat și în PNRR, nu? Păi toate termenele din PNRR. 2026. Exact. Și credeți că îl face domnul Boc? La modul în care a colaborat cu noi și modul în care se ține de acest proiect în sensul bun, eu sunt optimist că da.